Continuă războiul de la școala numărul 3. Pentru a doua zi consecutiv, zeci de părinți și cadre didactice au venit în curtea inspectoratului școlar pentru a cere ca directorul unității să nu fie schimbat. Ieri după amiază au fost validați candidații ce au promovat concursul de directori școlari, fapt ce o duce mai aproape de scaunul de director al școlii numărul 3 pe Denisa Maican. Acest lucru îi nemulțumește pe oamenii care susțin că la proba de interviu au fost câteva nereguli care ar fi avantajat-o pe aceasta. Au fost niște nereguli care au fost sesizate, dar nu s-au luat măsurile. Le-am sesizat pe loc? Le-am sesizat pe loc, am chemat președintele de comisie care a dispus nicio măsură. Ulterior s-au depus memorii în acest sens, atât că la minister, către corpul de control al ministrului, la inspectorat, dar nu s-a luat nicio măsură, nu s-a revenit cu vreun răspuns, nu s-a cercetat sesizarea noastră să vadă dacă faptele sunt sau nu așa cum au fost expuse. Odată cu această schimbare de conducere, mai multe cadre didactice și-au anunțat plecarea din școală, ceea ce i-a determinat pe părinți să ia în calcul mutarea copiilor lor la alte școli. Sunt clase unde peste jumătate din efectivul de elevi sunt pe listele de plecare. Am de gând să mut copiii pentru că nu mi se pare corect și atâta timp cât nu se procedează corect și nu există corectitudine și etică, nu-mi găsesc locul copiilor în această, nu-mi mai găsesc locul copiilor în această școală. Ați făcut deja acele solicitări, cereri? N-am depus-o încă, dar urmează să fac cerere, da. Unde vreți să-i mutați? Mai departe de casă? Păi, noi stăm chiar peste stradă de școală, da? Și, ca automat, o altă școală în circumscripția blocului nu există. Clar va fi mai departe. De partea cealaltă, inspectoratul subliniază că Denisa Maican are o notă mai mare și nu poate fi obligată să renunțe la funcție, dar în continuare se face apel la calm. Noi înțelegem faptul că atât părinții cât și profesorii sunt subiectivi, își doresc să continue alături de doamna director, însă cred eu că în următoarele zile vom găsi o soluție amiabilă astfel încât acest conflict să se stingă. Pentru a liniști apele învolburate, adjunctul de la ISJ, Victor Iacobescu, cel care a coordonat de altfel și acest concurs, a anunțat că este dispus să renunțe în favoarea uneia dintre doamne la postul său din inspectorat. Inspector ne-a promis că prin dialog va încerca să rezolve situația în care ne aflăm, să aibă un dialog cu ambele doamne și să găsească o soluție favorabilă pentru fiecare. Chiar a spus domnul că dânsul este dispus să-și renunțe la funcția sa de inspector și să o dea cui și-o dorește. Pentru a stinge conflictul, eu consider că un inspector înainte și un director înainte de toate este profesor. Nu am fost omul funcțiilor și cred că menirea noastră este aceea de a fi profesor. La polul opus, Denisa Maican își anunță venirea pe funcție pe data de 18 aprilie. Eu nu am avut niciun fel de dialog cu nimeni din inspectorat și nici cu cei de la școala 3. Sunt surprinsă pentru faptul că instigarea văd că merge înainte din partea celor de la școala 3. Părinții care au ieșit în stradă și care fac afirmațiile respective nu mă cunosc nici măcar personal. În legătură cu declarația doamnei privind ceea ce a spus domnul inspector școlar general Victor Iacobescu, eu nu am ce să comentez. Eu, pe data de 18 aprilie, îmi voi lua funcția de director al școlii gimnaziale numărul 3 în primire. Decizia am înțeles că o voi primi pe data de 4 aprilie. Părinții susțin că luni vor reveni în curtea inspectoratului, iar apoi își vor muta protestele în curtea școlii. Astăzi au depus un nou memoriu la ISJ Olt și așteaptă răspuns la celelalte memorii depuse la instituție. În tot acest timp, în Olt sunt în continuare școli fără conducere. La nivelul județului sunt 24 de posturi vacante de directori și directori adjuncți în școli.